Μακάριος ανήρος σου και πορεύει εν μουλία σε μό και ενώ το αμαρτωλόν ουκέσει και επί καθέναν ημών και καθίσεν αλληλούια. Μη εν το νόμο Κυρίου τον θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Αλληλούια. Predică în Duminica Floriilor. Un cuvânt al Sfântului Ignatie Briaceaninov din Cartea Predici. Bucură-te foarte, fiica Sionului, propovăduiește, fiică Ierusalimului. Iată, împăratul tău vine la tine drept și însuși mântuitor, blând și călare pe asân și pe mânz tânăr. Dumnezeiescul proroc a prevestit mai bine de 400 de ani înainte acea întâmplare pe care noi o pomenim și o prăznuim astăzi. Domnul nostru Iisus Hristos, terminându-și propovăduirea pe pământ, a intrat sărbătorește în împărătească cetatea Ierusalimului, în cetatea închinării la Dumnezeul cel adevărat, în cetatea care era a lui Dumnezeu mai mult decât orice cetate. Domnul a săvârșit această intrare ca împărat și biruitor, pentru a încununa slujirea sa cu nevoința hotărătoare, călcarea morții prin moarte, îndepărtarea blestemului de la neamul omenesc prin luarea acestui blestem asupra sa. El a săvârșit intrarea în cetatea împărătească pe mânzul asinei, pe care nimeni din oameni niciodată n-a șezut, ca să înăpoieze omenirii vrednicia împărătească pierdută de strămoșul nostru, să i-o înapoieze prin suirea pe cruce. Neîmblânzitul mânz s-a îmblânzit sub minunatul călăreț. Pe mânz, apostolii și-au pus hainele. Mulțimea de popor care ieșise în întâmpinarea Domnului și îl însoțea striga, săltând de bucurie: Osana fiului lui David! Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. După voia Domnului a fost vestit ca împărat în numele Domnului, nu la întâmplare, nu după știința și voia omenească. Același popor, după 4 zile, striga despre cel pe care astăzi l-a numit împărat: Răstignește-l, răstignește-l pe el! Nu avem împărat fără numai pe Cezarul. Ce să însemne intrarea Domnului în Ierusalim pe mânz neîmblânzit de asină? Acest fapt are, potrivit tâlcuirii Sfinților Părinți, un înțeles adânc, prorocesc. A toate văzătorul nostru Domn văzuse deja venirea apostaziei de pe urmă de acum nestrămutate a iudeilor. El a prevestit această apostazie încă din vremea când a fost dată israelitenilor legea în Sinai. A prevestit-o prin gura de Dumnezeu insuflatului legiuitor. Greșit au, grește Moise, ca despre un lucru deja săvârșit, despre păcatul pe care aveau să-l săvârșească iudeii împotriva Dumnezeu omului. Greșit au, nu sunt ai lui fiii cei cu prihană, ne-am îndărătnic și răzvrătit. Au acestea Domnului răsplătiți? Neam ce și-a pierdut sfatul este și nu este într-o dânsi știință, n-au gândit să înțeleagă. Din via Sodomii este via lor și vița lor din Gomora. Din potrivă, veseliți-vă ceruri împreună cu el, cu Fiul lui Dumnezeu, și să se închine lui toți îngerii lui Dumnezeu. Veseliți-vă neamuri cu poporul lui și să se întărească lui toți fiii lui Dumnezeu. Intrarea în Ierusalim pe asin, neînvățat la călărit, este o repetare a prorociei lui Moise. Repetare nu prin cuvinte, ci prin simboluri. Moise,
a prevesti că neamurile se vor veseli de Domnul, iar iudeii vor fi lepădați. Aici, asinul neîmblânzit, pe care nimeni din oameni niciodată n-a șezut, îi închipuie pe păgâni. Hainele apostolilor sunt învățătura lui Hristos, cea predanisită de ei neamurilor. Și s-a așezat duhovnicește pe neamul Domnului, făcându-se Dumnezeul lor. El i-a adus în Ierusalim, în sânul bisericii sale, în veșnica nefăcută de mână cetatea lui Dumnezeu, în cetatea mântuirii și fericirii. Iudeii lepădați erau de față. Ei vesteau cu gura împăratul lui Israel, iar în sufletul, în sinedriul lor, hotărâse deja uciderea Mântuitorului. Mânzula sinei mai înseamnă și altceva. Aceste cuvinte arată spre fiecare om mânat de poftele dobitocești, lipsit de libertatea sa duhovnicească, legat de împătimire și de obișnuința vieții trupești. Învățătura lui Hristos desface asinul de iesle, adică de împlinirea voiei păcătoase și trupești. După aceea, apostolii aduc asinul la Hristos, își pun pe asin hainele, pe el se așează Domnul și săvârșește pe el intrarea în Ierusalim. Asta înseamnă, după ce părăsește viața păcătoasă, omul este adus la Evanghelie și îmbrăcat, ca în niște haine apostolești, în cea mai amănunțită și mai subțire, cunoașterea lui Hristos și a poruncilor lui. Atunci se așează pe el Domnul, aducându-i se duhovnicește și sălășulind duhovnicește în el, precum a binevoit a făgădui. Cel ce are poruncile mele și le păzește pe ele, acela este cel ce mă iubește, și cel ce mă iubește, iubit va fi de Tatăl meu. De mă iubește cineva, a grăit el, cuvântul meu va păzi, și eu îl voi iubi pe el, și mă voi arăta lui, și Tatăl meu îl va iubi pe el, și la el vom veni și locaș la dânsul vom face. Venirea Domnului este însoțită de pacea mai presus de cuvânt și de înțelegere, de pacea harică, vrednică de dătătorul ei, care este Domnul. Această pace nu suferă asemuire cu liniștea firească a omului căzut, care poate simți liniște și mulțumire în urma desfătării trupești, care poate socoti drept liniște chiar nesimțirea sa, însăși moartea sa veșnică. Domnul se așează pe însușirile firește ale omului, care s-a supus lui, care și-a însușit învățătura lui cea tot sfântă, și îl aduce, șezând pe el, în cetatea duhovnicească a lui Dumnezeu, în cetatea păcii, în Ierusalimul al cărui ziditor este Dumnezeu, nu omul. Sufletul care îl poartă pe Domnul este heretisit de Duhul Sfânt. Acesta îi dă bucurie duhovnicească, nestricăcioasă, veșnică. Bucură-te și bucură-te foarte, fiica Sionului, fiică a Sfintei Biserici, fiindcă nu ești a altcuiva decât numai a lui Dumnezeu. Propovăduiește, fiica Ierusalimului, iată, împăratul tău vine la tine drept și însuși mântuitor, blând și călare pe asân și pe mânz tânăr. Tu, simțind în tine pacea harică a lui Hristos și făcându-te fiică a acestei păci, te-ai înnoit cu tinerețe duhovnicească și cunoști din cercare împărăția lui Hristos.
În tine sunt de acum potolite patimile prin puterea harică, a călărețului, care te cărmuiește. Însușirile tale cele firești nu pot să calce legile firilor, nu pot să treacă și să prefacă în patim fără friu. Luând de la Domnul toate gândurile, toate simțămintele, toată lucrarea ta, tu poți și ești îndatorată să spui numele Domnului fraților tăi, în mijlocul bisericii, să-L lauzi pe Domnul. Tu, fii născută de Sfântul Duh și fiica Duhului, ești în stare să vezi umbletul haric al împăratului tău. Ești în stare să vezi dreptatea împăratului tău. El este blând și smerit cu inima. Și va îndrepta pe cei blânzi la judecată, învăța va pe cei blânzi căile sale. Dumnezeul nostru este Duh. Duh neasemănit cu niciun Duh zidit, la fel cum în toate celelalte privințe. Se deosebește nesfârșit de toate făpturile. Sfintele Duhuri zidite sunt scaunele și carele Lui. El șade și umblă pe heruvim. El șade și umblă pe acele fericite suflete omenești care i-au supus Lui și i-au adus Lui, ca ardere de tot, însușirile lor firești. Pe aceste suflete umblă împăratul intrând în sfânta cetate a Lui Dumnezeu și aducând în ea sufletele sfinte. Osana întru cei de sus! Bine este cuvântat cel ce vine împăratul lui Israel. Amin. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Acest lucru este legiuit și vestit de Sfântul Duh prin gura prorocului de Dumnezeu insuflat. Iubiți frați, Dumnezeu arată tot sfânta sa voință, bună voință, de a locui în noi. Este deosebit de cuvincios lucru a vesti voia Marului nostru Dumnezeu la acest praznic de față, în care pomenim intrarea Domnului în cetatea Ierusalimului, în cetatea păcii, în cetatea adevăratei slujirea lui Dumnezeu. Ierusalimul închipuie sufletul evlavios. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile veșnice și va intra împăratul slavei. Cuvântul Duhului trebuie înțeles și tâlcuit duhovnicește, a zis Sfântul Apostol. Să chemăm de sus harul dumnezeesc și să cercetăm în Domnul chemarea Domnului către noi. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porți veșnice și va intra împăratul slavei. Cine sunt boierii cărora le vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu? Sufletul și trupul omului, toate puterile lui, viața lui sunt stăpânire, stăpânite și rânduite de către minte. Mintea este stăpânul, împăratul, preotul, căpetenia în această mică lume care e omul. Domnul nostru Iisus Hristos este adevăratul dumnezeiesc, adevărul dumnezeiesc. Dar fiindcă adevărul este primit numai prin minte, cuvântul lui Dumnezeu chemându-i pe oameni să îl primească pe Mântuitorul, vorbește temeiului Duhului, minților, zicând, ridicați căpetenii porțile voastre, întru îndreptarea minții spre adevăr, în petrecerea minții în sfântul adevăr, Hristos se cuprinde miezul mântuirii noastre. Ce porți, spune porunca, să fie ridicate pentru a face cu putință intrarea împăratului slavei, în cetate de Dumnezeu zidită în om? Aceste porți sunt păcatul. Păcatele voastre, spune prorocul, fac despărțire între voi și Dumnezeu și pentru păcatele voastre a întors Domnul fața de către voi.
porțile sunt numite veșnice. Păcatul, de care ne-am lipsit din rădăcina noastră, în protopărinți, este nesfârșit. Mântuitorul i-a pus capăt, dar și acum păcatul e nesfârșit și veșnic în cei ce nu îl cunosc, nu îl recunosc pe Mântuitorul sau, recunoscându-l cu gura, se leapă de el cu viața. Ridicați căpetinii porțele voastre și vă ridicați porți veșnice. Dar ce înseamnă dumnezeiasca poftire și porunca spusă ridicați? De obicei, porțile se deschid, iar aici este legiuită ridicarea lor, chiar așa. Pentru aceste porți, pentru păcat, s-a arătat a fi neîndestulător cuvântul deschideți și a trebuit să fie întrebuințat cuvântul păcat. Porțile păcatului trebuie ridicate, îndepărtate, nimicite cu desăvârșire. Pocăința pentru păcate, a zis un mare părinte, stă în a-și pricepe omul păcatul său, a se căi de el și a nu-l mai săvârși. Doar în sufletul care va lepăda păcatul cu hotărâre, care se va curăți în chip mulțumitor prin pocăință, doar în acela va intra împăratul slavei. Sfântul Duh porunci să fie ridicate porțile. Poruncește și porților să se ridice. Ridicați-vă porți veșnice. Asta înseamnă că pentru părăsirea păcatului și a vieții păcătoase este neapărată nevoie de propria voie și strădania omului. Însă, iertarea păcatelor, slobozirea de silnicia deprinderilor păcătoase, curățirea de însușirile păcătoase ce s-au împropriat firii căzute, se săvârșește prin lucrarea Atotsfântului și Atotputernicului Duh al lui Dumnezeu. Ridicați-vă porți veșnice! Când se vor ridica porțile cele veșnice, va intra în suflet împăratul slavei. Dorită și veselitoare a fost pentru Ierusalim intrarea în el a răscumpărătorului, mântuitorului, Domnului și Dumnezeului nostru, Iisus Hristos, intrare pe care o prăznuim acum. Iubiți frați, noi toți putem să ne învrednicim de această fericire atât de mare dacă o vom dori și vom năzui din toată inima noastră spre dobândirea ei, să întoarcem spatele păcatului, pentru care se întoarce de la noi Domnul. Să întoarcem spatele păcatului prin pocăință adevărată și lucrătoare. Prin gândurile, simțămintele inimii, cuvintele, faptele noastre, să se arate poruncile lui Hristos, în care ne e predanisită cea mai desăvârșită abatere de la rău și facerea nerătăcită, plăcută lui Dumnezeu a binelui. Prin acest fel de purtare ne facem casă, biserică, cetate vrednică de Hristos. De mă iubește cineva, a grăit el, cuvântul meu va păzi și tatăl meu îl va iubi pe el și la el vom veni și lăcaș la dânsul vom face. Ridicați căpetenii, porțile voastre, și vă ridicați porți veșnice și va intra împăratul slavei. Amin, amin, amin.